230 de lei prețul de intrare a unui bilet. Locul, scaunul, să spunem așa. Pentru copii mai va fi mai ieftin? Copiii la vârsta de 3 ani de zile nu dețin scaun, sunt intrarea gratis, pot sta pe brațele părinților sau cei care îi însoțesc. De cum facem? Da, sigur. Animalele au venit din Odessa, de la Nerfinariu Nemo. Ele sunt în captivitate. Dacă doriți o informație și nu e o problemă că o să fie în limba rusă dictate toate acestea, o să dăm cuvântul medicului veterinar care supraveghează acest animal. Elena, eu vă spăprășu, știu, bă, scăzați, a delfinul, acuda. Dacă nu vă spărați. Spectacol ce se includ, oamenii dau bani ca să vadă ce, din aici să vadă ce. Programul care va fi? Vă spun, programul va fi de 3 ori pe zi, vor fi 3 spectacole, începând cu orele 12, orele 15 și orele 18. Vinerea și sâmbătă vor fi spectacole adăugătoare, ca spectacole de seară, mai mult accentul se face pe spectacol, spunem așa, pentru maturi romantice, unde vor fi prezentate în careva numere speciale și invitați speciali pentru acest gen de spectacol nocturn. Vor fi aduși artiști pentru maturi, ca să facem o distracție, să nu creadă cineva că delfinariul este doar pentru copii. Acest gen de activitate poate include și atrage un interes sporit și pentru maturi. Ce include programul ăsta pentru maturi? O să cânte, o să danseze, delfinii o să arate trucuri, este lumină, o să fie accent pe muzică specială, pe artiști autohtoni, o să fie implicați mai mult artiști, chiar spunem, știi, în afara țării. Dar vor fi două foci, da? Da, vor fi și două foci.